În seara, dați-mi voie să le mulțumesc românilor că ne-au acordat încrederea și au votat PSD. Fiecare vot acordat ieri demonstrează că PSD este partidul care are cele mai bune soluții, dar și profesioniștii care să le aplice pentru a depăși criza sanitară și economică prin care trece România. Românii au dat ieri un vot de blam la adresa președintelui Iohannis și a guvernului său de incompetență. Un vot de blam față de modul în care au sfidat o țară întreagă, față de modul dezastros în care au gestionat pandemia și economia. Astăzi vedem cum gașca pierzătorilor vrea să confiște rezultatul votului de ieri. La doar o zi, Orban a uitat deja ce a spus în urmă cu o săptămână, că partidul care va câștiga alegerile va da premierul. Dacă Iohannis continuă să se încăpățâneze pentru a-i ține la putere pe cei care au distrus România, rezultatul va fi doar un alt CDR. O nouă convenție a dezastrului și a recesiunii. Iar costurile vor fi imense și vor fi plătite de români. Vă mulțumesc dacă aveți întrebări. Domnule Grindeanu, dacă ați decis, cu ce propunere de premier veți merge la Palatul Cotroceni și cum veți face dovada că aveți o majoritate parlamentară care să susțină această propunere? Vom decide în Consiliul Politic Național, odată cu terminarea numărării, când vom vedea fiecare partid câte mandate are, cine nu intră, cine intră în Parlament. În momentul acela vom face, așa cum e normal, un Consiliu Politic Național în care vom nominaliza persoana propusă pentru a conduce guvernul. În acel moment putem să spunem, când vom face acest lucru, putem să spunem și ceea ce m-ați întrebat în partea a doua, și anume cu cine ne aliem și ceea ce vom face pentru a ne menține sau a face acea majoritate și a ne păstra ceea ce am obținut prin votul românilor. Excludeți o alianță cu PNL? Pe rând, vă rog. Opțiunile nu sunt, nu aveți foarte multe variante în acest moment. Ați exclus o alianță cu Partidul Național Liberal, USR spune că nu vrea să negocieze cu PSD, mai rămân Alianța pentru Unirea Românilor, UDMR și să vedem dacă va intra PMP în Parlament. Deci, în primul rând, haideți să vedem rezultatele finale apropo de PMP. E, așa cum știți cu toții, această numărătoare care e aproape de final. În acest moment, pe ceea ce avem noi, PMP-ul nu face pragul electoral. Din momentul în care Klaus Iohannis desemnează, așa cum știți, premierul, acesta are termen 10 zile pentru a veni în Parlament cu majoritatea. Eu sunt curios de altceva. Apropo de întrebarea dumneavoastră. Eu nu pot Chivanoc PSD. În 29 aprilie 2020 aveam acea conferință de presă care a făcut furori nu doar în România, ci și în întreaga Europa, în care UDMR era acuzat atunci că în cârdășie cu PSD cumpără Ardealul și noi îl vindem. Ce s-a întâmplat între timp? Cred că președintele Iohannis va trebui să răspundă la aceste întrebări. Când a mințit? Atunci
Sau acum, când se gândește să facă o majoritate. Și da, totuși președintele Iohannis va refuza propunerea de premier a PSD. Vedeți și o suspendare a acestuia? Această chestiune legată de posibilele acțiuni viitoare, n-aș vrea să le speculez și vă spun cât se poate de direct că avem pretenția de la un președinte de stat european să se păstreze în limitele Constituției și să respecte votul românilor dat ieri. Iar votul românilor dat ieri este acela în care PSD a câștigat alegerile și are dreptul la prima nominalizare, după care vin cele 10 zile în care vom vedea dacă vom putea sau nu să facem această majoritate. E un joc cât se poate de corect și care respectă regulile Constituției. Ce ne Domnule... spuneți acum este că întâi veți aștepta să vedeți dacă președintele Klaus Iohannis va nominaliza propunerea dumneavoastră de premier și abia după aceea veți încerca să negociați cu celelalte forțe politice pentru a crea majoritatea? Ce vă spun e că noi o să mergem cu o propunere de premier fiind câștigătorii alegerilor. Am înțeles că și alte forțe politice merg cu propuneri de premier. Nu doar noi. În aceste ultime ore se discută despre o posibilă alianță a dumneavoastră cu acest nou partid AUR. Care este, cum vă poziționați? Eu n-am auzit să se discute așa ceva. Asta se discută în spațiul public. Cum vă poziționați dumneavoastră Partidul Social Democrat față de acest nou partid? Cum îl vedeți dumneavoastră? Eu vă spun că a fost o surpriză și nu cred doar pentru PSD, ci și pentru toată lumea. Faptul că această nouă formațiune politică a făcut pragul politic, pragul electoral de 5%. Nu am avut foarte multe date, niciunii dintre noi, despre formațiunea respectivă, dar la ceea ce avem acum vă pot spune că există șanse foarte puține, spre zero, să ne aliem cu un asemenea partid. De ce? Pentru că excesele pe care le-am văzut și care nu se înscriu pe o linie europeană, nu sunt în concordanță cu linia PSD-ului. Dar, vă repet, nu e o decizie, e o părere personală și nu e o decizie pe care pot să vă spun că e închisă, luată de către PSD. Vom avea acel Consiliu Politic Național în care vom lua acele decizii politice și de nominalizare, cine va fi persoana cu care vom merge ca propunere la Cotroceni și toate lucrurile care decurg de aici. Când va avea lucrurile? Undeva la jumătatea acestei săptămâni, în domnule Grindeanu, două zile. Dar cunoașteți pe domnul George Simion? L-ați cunoscut personal? Nu, nu. Când ați fost premier, nu v-ați întâlnit cu el? Nu. Vreau să vă mai întreb dacă ați avut o invitație din partea președintelui. Cred că nu. Adică în perioada în care eram premier m-am întâlnit cu foarte multă lume, dar nu țin minte să mă fi întâlnit cu domnul Simion. Dacă ați primit o invitație de la președinte, pentru că domnul Ludovic Orban deja a fost pe la Cotroceni. Oficială? La PSD nu. Dar neoficială? Nu. N-am cunoștință de așa ceva și cred că dacă tot vorbim de reguli, eu cred că toată lumea așteaptă să vadă configurația, ceea ce vă spuneam la început, configurația Parlamentului, să vedem fiecare partid ce pondere are, ca după aceea să se închidă la Biroul Electoral Central procesul verbal final, astfel încât să se intre după aceea în pașii normali, constituționali, chemat la Cotroceni, negocieri și așa mai departe. Câte mandate credeți că veți obține în Parlament? Sper să nu greșesc, dar sunt în jur de 160, peste 160. Asta înseamnă că veți avea... Dar nu luați acest număr cu un semn de întrebare, în jurul la 160, peste chiar. Dacă nu intră PMP în Parlament, nu face pragul, asta înseamnă că la redistribuire aveți șanse... Nu, vorbesc de tot. Deci vorbesc ați de făcut tot. Calculul cu PMP în Parlament sau PMP în afara Parlamentului? Parlamentul în afara Parlamentului și cu ceea ce înseamnă redistribuire, care se duce peste 10%, undeva aproape de 15%, ceea ce pentru noi, partidul care ne aflăm pe primul loc,
Înseamnă încă 5%, 30% din restul respectiv revine PSD-ului. Aș vrea să în aceste condiții ar însemna că mai aveți nevoie undeva de 70-80 de voturi de parlamentari minim care să susțină un guvern PSD. Ce formațiuni politice ar putea să susțină un guvern PSD? Haideți să vedem. V-am răspuns, cred că, la această întrebare. Haideți să vedem închiderea procesul electoral, haideți să vedem distribuția mandatelor, ceea ce, vă repet, și cred că nu vă plictisesc spunându-vă acest lucru, pentru că e o realitate, PSD-ul a câștigat alegerile ieri. Are cea mai mare legitimitate de a da premierul și de a încerca să facă o majoritate. Asta au vrut românii ieri. Dar nu poate face singur, nu poate face singur. Cred că m-am explicat cât se poate de clar. Prin votul românilor, PSD-ul a primit cea mai mare legitimitate de a avea premierul și de a încerca să facă o majoritate. Cu cine? Atunci când vom primi această nominalizare pe care o merităm prin votul românilor, atunci vom intra într-o nouă etapă. Dar vă spuneam și mai devreme, aș vrea să văd și ce se întâmplă pe partea cealaltă care se află la procente foarte bune în spatele nostru și care în urmă cu 6 luni era cumpărătoare, noi vânzători de Ardeal și ei cumpărători de Ardeal, cei de la UDMR. Un premier PSD și un guvern de Uniune Națională din care se facă parte majoritatea partidelor parlamentare? Vom discuta. Important este ca PSD-ul să aibă premier ca și câștigător al alegerilor. Atât vă dorim. Nu știu, vedem. E așa o speculație. Un premier, deocamdată, deci nu ați excludeți PNL. Excludeți în acest moment o alianță cu PNL, excludeți o alianță cu AUR. Cu cine veți face această majoritate ca să investiți în guvern? Tocmai de aceea vă spuneam să așteptăm finalul 2. În România, legitimitatea ți-o dă votul. Noi avem în spate această legitimitate dată de români ca și câștigători ai alegerilor. Pe partea cealaltă avem o fărămițare cu foarte multe tensiuni. Unele dintre ele vi le-am amintit. Adică o mare coaliție posibilă, dacă nu mai cumpără Ardealul cei de la UDMR, posibilă, care ne aduce aminte de Convenția Democratică în 1996 plus USD, așa se chema, plus UDMR. Și erau acele celebre Cocopo și Cocopa, care se vedeau o dată pe săptămână și care au dus la un dezastru în guvernarea 96-2000. Noi avem în spate, repet, legitimitatea dată de români prin câștigarea alegerilor. Vrem să terminăm, să vedem exact câte mandate avem, mergem cu propunere de premier și pe aceea intrăm, așteptăm să primim această nominalizare ca și câștigători ai alegerilor și pe aceea vom intra în posibile negocieri care, sperăm noi, se ducă la un guvern PSD, condus de un premier PSD. Bun, și ce se întâmplă dacă președintele recunoaște această legitimitate, desemnează premierul propus de Partidul Social Democrat, dar premierul propus de PSD nu va reuși să adune o majoritate? Haideți să nu facem speculații și vom vedea atunci ce se va întâmpla dacă vom face, dacă va reuși să treacă investirea respectivă în Parlament. Până atunci, avem destul timp. Până acum! Președintele nu va desemna un premier de la PSD. Nu, din contră, eu chiar mizez că președintele de data asta va respecta Constituția. Și că și așa am avut o experiență în ultimele luni prin care a forțat toate limitele Constituției. Sper de această dată, trecând campania electorală și suferind un eșec, inclusiv președintele Klaus Iohannis, să realizeze că românii l-au sancționat inclusiv pe el și modul de a face politică. Noi suntem câștigătorii alegerilor și așteptăm să se reînscrie Klaus Iohannis în limitele Constituției. Asta înseamnă desemnarea premierului de la PSD. Ați avut o discuție în ultimele 24 de ore cu liderii ai Partidului Național Liberal, dumneavoastră sau
alți lideri ai PSD? Eu nu și n-am cunoștință și chiar știu că am stat împreună cu toții să fi fost asemenea discuții. Dar cu liderii altor partide? Cred că a mai vorbit președintele, dar vă rog să-l întrebați pe domnul Ciolacu. Mă refer la partidele care au făcut pragul. Că... Da. Cred că am mai avut ceva discuții, dar n-aș specula pe treaba asta. Marcel Ciolacu poate să vă răspundă. E un om care răspunde și Marcel, e deschis. Marcel Ciolacu spunea aseară că urma să discute chiar și cu domnul George Simion. Dumneavoastră ne spuneți astăzi că ați prefera să nu se facă o alianță, o colaborare cu cei de la AUR. Eu v-am spus părerea mea și cred că am și argumentat. O să vedem ce va decide Consiliul Politic Național. Cred că e normal la aceste întrebări care țin de strategii politice să vă răspundem după CPN, după deciziile pe care le vom lua împreună cu toții în forul de conducere, dincolo de părerile personale ale fiecăruia dintre noi. Și acest lucru se va întâmpla în câteva zile, când vom avea imaginea completă, Parlament, fiecare forță politică, cum e reprezentată în Parlament, și așa mai departe. Dumneavoastră sunteți una dintre variantele de premier ale Partidului Social Democrat. Vă doriți să vă asumați această responsabilitate acum? Vă răspund în același mod. Vom decide acest lucru în Consiliul Politic. Eu vă întreb Național. Ce vă doriți important, dumneavoastră, nu ce-și dorește partidul. Important este că în acest moment avem cel mai bun program de guvernare votat de români. Și cea mai solidă echipă de specialiști. Iarăși, prin votul românilor s-a legitimat toate aceste lucruri pe care s-au legitimat toate aceste lucruri pe care vi le spun. Oameni pregătiți care știu să aplice soluțiile pe care noi le-am prevăzut în programul de guvernare. La întrebarea asta personală pot să vă spun că eu am învățat pe propria piele că funcțiile sunt extrem de trecătoare și că astăzi poți fi, în 6 luni poți să nu mai fi, așa că decizia Consiliului Politic Național din câteva zile va spune clar cine este propunerea noastră de premier. Au fost făcute câteva nominalizări pe care le știți și pe care le-ați văzut. Nu se pare un pic că succesiunea lucrurilor nu e una firească? Ați câștigat alegerile, da? Mergeți întâi la Palatul Cotroceni cu o propunere de premier și abia după, întâi să vedeți dacă președintele desemnează această propunere, începeți negocierile. N-ar trebui ca aceste negocieri să înceapă înainte? Succesiunea firească ar fi să terminăm, să se închidă procesul electoral. Deocamdată nu s-a închis procesul electoral. Nu știm câte mandate are fiecare partid, dar știm ceva în mod sigur, că PSD-ul a câștigat alegerile. Și noi vă spunem de unde plecăm. Plecăm de la un lucru nenegociabil. PSD-ul trebuie să dea premierul ca și câștigător al alegerilor. Acest lucru nu este negociabil de către PSD. Daniel Tudorache va prelua mandatul de parlamentar? În acest moment nu știu care ar fi chestiunile de validare și așa mai departe. N-am intrat, o să mă documentez și o să vă răspund. Știu tot scandalul legat de Daniel Tudorache, dar ce pot să vă spun și ați văzut și dumneavoastră, e că noi am reușit într-un timp destul de scurt, cu o conducere aleasă doar în urmă cu câteva luni la congresul din august, 22 august, dacă nu mă înșel, să facem ceea ce am spus atunci, să punem pe locuri eligibile la Parlament persoane care nu au nici cel mai mic semn de întrebare apropo de justiție. Toate aceste lucruri, dacă vorbim de cazul de care ați amintit dumneavoastră, au venit după un anumit termen. Așa că, pe cazul de care aminteați, dați-mi voie câteva zile, n-am vorbit cu organizația București, nu știu exact situația în care se află Daniel Tudorache, dar dacă se află în situația de care vă spuneam și pe care am votat-o în Consiliul Politic Național, nu cred că își va lua acest mandat. În Consiliul Național ați votat să nu fie pe liste oameni trimiși în judecată, dar Tudorache este în acest moment doar urmărit penal.
Exact. De asta vă spuneam că nu știu foarte bine situația, nu știu foarte bine exact situația juridică. Domnule Grindan, în cazul în care celelalte partide se înțeleg înainte și merg cu o propunere comună la Palatul Cotroceni... Adică se înțelege UDMR-ul cu da, domnul Iohannis? Nu, dacă se înțeleg partidele între ele și demonstrează ca o majoritate, adică pun toate cifrele pe hârtie și arată ca o majoritate. În acest scenariu, dumneavoastră considerați că președintele ar trebui tot la fel să numească un să numească pentru formarea majorității premierul propus de PSD la câștigat alegerile? În acest moment, PSD-ul are această legitimitate, dată de români. Nu doar o clamăm noi. Românii asta au hotărât ieri. Ca PSD-ul, prin câștigarea alegerilor, să vină, să primească posibilitatea de a forma majoritate. Asta s-a câștigat ieri. Asta au vrut românii. Avem acele termene constituționale de 10 zile, o să vedem. Cred că am fost cât se poate... Deci chiar dacă celelalte partide merg cu o singură propunere... Eu n-aș specula, e un pic de vreme, iar din declarațiile publice a celorlalți am văzut că nu sunt chiar foarte... Însă mai este timp până când veți fi chemați. Tocmai de aia. Haideți să vedem, să se închidă procesul electoral, să vedem fiecare partid. Eu cred că toate partidele așteaptă să știe exact câți parlamentari au. Bine, vă mulțumesc!